Îmi puteți spune, mister, care sunt, atât îl cunoașteți acum pe domnul Șucu, care sunt diferențele între domnul Copo și domnul Șucu? Mi-e greu, mi sembra due persone, la fele, persone civilizzate, persone che Scicopo mi sembrava una persona civilizzata, buona, dica, educata, civile, cioè, dar non posso fare come o comparazione. Ca proprietar de Ca echipă, nu ca... proprietare mi sembra una persona potrivita, domnul Șucu, pentru a duce rapidul la un anumit nivel, pentru că mi sembra una persona de un anumit nivel, de intelligență, În business de foarte bun. business, uno che ha riuscito in business. Să facă ceva de important, și atunci cu aceste persoane nu mai jos pălăria, pentru că au făcut tot singuri, adică nu e că... Și atunci, nu știu, că e normal că l-am cunoscut puțin, domnul Șucu, pentru că eu nu-l văd aproape niciodată, mi-a trimis uneori mesaje înainte meciul, pentru că probabil a și scaramanzia, come si spune, când uno am început due meciuri cu farul și Da, mi-a da, da. trimis și a doua zi când am castigat, da, credi așa probabil, dar no, e o persona che sta lângă antrenorul și asta mi place și io rispondo cu piacere, dar nu è che mi internesc qui, numai când e nevoie împreună, dar io vorbesc molto forte adesso cu Nico Cu și președintele cu echipei. președinte și cu Victor Angelescu, Da. che è și el azionista Doamne ajută cu domnul minoritar. Șucu să vă întâlniți cât mai rar. Mister, nici să nu vă invite la Da, masă. Cât mai rar, că așa, așa e cel mai bine, înseamnă că sunt rezultate bune, lucrurile merg bine.